Acum vom afla cum putem să reducem bani setul de pe site-ul nostru. Pentru că site-ul nostru să fie mai bine căsat în Google, trebuie să ținem cont că Google pune accent pe bani setul de pe site-ul nostru. Acesta trebuie să fie cât mai mic și să încercăm să o optimizăm cât mai des posibil. Pentru aceasta, în timp ce multe site-uri investesc în a crește traficul de pe site, mulți dezvoltatori de site-uri uită de bani setul de pe site. Dacă ne focusăm pe a atrage trafic, acest trafic părăsește instant site-ul nostru, atunci avem o problemă, fie de conținut, fie de design, fie de accesibilitate. De aceea, bani setul este o parte crucială pentru a măsura succesul de marketing a campaniilor noastre. Ce este în bani setul, de fapt? Bani setul sau rata de bani este procentul de vizitatori de pe site care merg pe site-ul nostru și procentul de persoane care părăsesc site-ul nostru, vizitând doar o pagină. Să exemplu, avem 1000 de oameni care intră pe pagina noastră și 90% din acești oameni părăsesc pagina noastră fără să acceseze altă pagină. Atunci înseamnă că avem un bounce rate foarte, foarte mare și trebuie să lucrăm la acest bounce rate. Utilizând Google Analytics, putem măsura vizibilitatea și traficul de pe site, dar și rata de bounce. Să zicem că avem un site care are 20.000 de utilizatori zilnici sau mai bine zis lunari, iar rata de bounce este de 86%. Atunci acești vizitatori de 86% nu au completat o conversie pe prima pagină sau nu au făcut o acțiune pe prima pagină sau au vizitat alte pagini. De aceea, dacă reducem bounce rate-ul de la 86% la 50%, înseamnă că 10.000 de oameni vor vizita site-ul nostru și alte pagini pe site-ul nostru. Reducerea rate de bounce te va costa mai puțin decât investiția în ad-uri și în atragerea oamenilor pe site. De aceea este important că noi să lucrăm de mult cu traficul care avem momentan pe site, fără să atragem alt trafic, dacă avem bounce rate destul de mare. Și care este o rată de bounce rate destul de bună? În general, rata de bounce este în jur de 50%. Cum putem să scădem rata de bounce de pe site? În primul rând, trebuie să rescriem meta descrierile sau meta tag-urile. Cea mai mare problemă când vine vorba de meta descriere este că acesta nu reflectă conținutul de pe pagina, sau reflectă un conținut diferit de față de cel de pe pagina. De aceea, după cum este spus, se veche, nu promite ce nu poți livra. Ideea este ca meta descriere de pe site să găsim, să arătăm ceea ce va găsi oamenii care vor intra pe site-ul nostru. Trebuie să adăugăm și un call to action meta descriere, dar și în title-uri. Prin aceasta trebuie să targetăm mai bine anunțurile noastre. Dacă vom targeta pe anunțurile noastre, vom asigura că vom atrage oameni de calitate pe site care să fie în concurență cu conținutul nostru. Trebuie să reducem și timpul de încărcare a site-ului nostru, care fiind un foarte foarte important pentru cea de pe site, este viteza de încărcare a site-ului nostru. Dacă o viteză de încărcare rapidă pe site-ul nostru, atunci rata de bounce va scădea, fiindcă oamenii nu vor mai fi enervați să așteptă atât de mult timp până site-ul se va încărca. Știu că peste 40% din oamenii de pe site îl părăsesc pentru că aceasta se încarcă foarte greu, sau ca o experiență asociare neplăcută, atunci trebuie să optimizăm viteza de încărcare a site-ului nostru. Pe lângă aceasta, să adăugăm un call to action pe pagină, este foarte important. Oamenii care ajung pe site-ul nostru trebuie să fie îndemnați să facă o anumită acțiune pe care noi o dorim, fie să scrie un newsletter, fie să cumpere, fie să descarce un ghid și așa mai departe. Trebuie să ai un site mobile friendly, nu cum mai rău să zicem că în decembrie în 2017 trebuie să ai un site mobile friendly, care să funcționeze bine atât pe mobile, pe desktop și tableta. Este important ca orice site pe care îl dezvoltăm să fie mobile friendly și mobile responsive. Și pe lângă aceasta trebuie să adăugăm videouri, infografice sau imagini pe site-ul nostru, pentru că oamenii să petreacă mai mult timp pe site-ul nostru și să fie atrași de conținutul video, de conținutul grafic și de conținutul de tip text.